O tânără din Giurgiu, în vârstă de 23 de ani, a venit la Spitalul Județean Giurgiu în urmă cu 2 zile pentru a da naștere celui de-al doilea copil al său. Însoțită de sos, Ștefania Voine era pregătită pentru cea mai frumoasă experiență a unei femei, aceea de a deveni mamă. Ajunsă la secția de ginecologie maternitate, doctorii au internat-o, i-au făcut un ecograf pentru a observa starea fătului și i-au administrat 3 injecții de dilatare. Soțul femeii acuză însă cadrele medicale că i-au lăsat nevasta să se chinuie în travaliu timp de 36 de ore, fără să-i se ofere vreo explicație. De când am internat-o de ieri de dimineață, am tot încercat să stau de vorbă cu un doctor, mereu primesc același răspuns. Domn doctor nu e aici, domn doctor e plecat, deci eu n-am reușit să vorbesc cu absolut niciun doctor. În 2 zile de gardă, nici măcar cu medicul de gardă, n-am reușit să vorbesc. Cunoașteți cumva vreun doctor? Este în evidența cuiva? Din câte știu eu, nu. Din câte știu eu, nu. Deci ce am eu la cunoștință, nu. Practic, dumneavoastră a spus că doamna este în travaliu de 36 de ore. Vi s-a dat vreun răspuns? Vi s-a spus ceva? Starea de sănătate? Mi s-a spus ieri de dimineață că sarcina decurge normal și că până seara naște. Apoi seara ni s-a spus că în noaptea ce urmează ar trebui să nască și au trecut 36 de ore și același răspuns e că la noapte o să nască. Nevasta dumneavoastră acum ce spune? Cum se simte? A spus că a început să aibă dureri. Lichid, a zis că mai are foarte puțin. Nu știu, ea zice că se simte bine, dar bănuiesc că spune chestia asta numai să mă simt eu mai bine, pentru că nu vrea să mă îngrijorez și eu, dar am văzut-o, nu mai e așa cum era. Medicii se apără și pun situația de față pe baza unei nașteri premature. Aceștia spun că nu puteau interveni mai devreme pentru că plămânii micuțului nu erau maturați din punct de vedere medical. Gravida nu era în travaliu, îi se administrase ceva pentru medicație specifică pentru așa ceva, avea membranele fisurate, când a fost copilul pregătit, atunci a ieșit, trebuie să-l așteptăm și pe el. După 40 de ore de teamă și îngrijorare, joi în jurul orei 22, tânăra de 23 de ani a născut un băiat perfect sănătos.